cunoaște fac și școala domnească, s-au marcă la noi, au fost și sunt marcă durat. Sunt copii fără soț, un luceafă și un creangă. Bună ziua, oameni buni! Vă invităm la un nou gen de emisiune aici la Mesagerul de Neamț. Ne place din când în când să facem lucruri noi. Acum, practic, pornim o nouă serie de emisiuni în care vom încerca să intrăm în viața comunităților locale, nu așa de-a dreptul și abrupt, ci încet, încet, luând localitățile importante din județ și încercând să vedem ce se întâmplă acolo. Această emisiune este o emisiune pilot. O emisiune pilot care va începe un șir de emisiuni, sper eu, foarte lung, în orașul Târgu Neamț. Și pentru că atunci când intri cu ceva nou într-o zonă, e bine ca prima emisiune să se facă ca prim invitat cu cel care conduce destinele localității respective, noi astăzi îl avem ca prim invitat la el acasă, cum ar veni în Târgu Neamț, pe domnul primar Daniel Harpa. Bună ziua, bine ne-am regăsit! Bună ziua, bine ați revenit în Târgu Neamț. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și vă felicit că ați ales și mulțumesc în același timp că ați ales prima emisiune să o faceți în Târgu Neamț. Asta înseamnă că și Târgu Neamțul contează pentru dumneavoastră, așa cum știm și eu știu personal că ați avut grijă de orașul nostru și aveți grijă în continuare și vă mulțumesc pe această cale. Domnule primar, am venit la Târgu Neamț pentru că eu sunt convins că în perioada următoare orașul va intra va suscita un interes deosebit, pentru că așa se întâmplă în perioadele premergătoare de alegeri. Nu vreau să discut despre alegeri astăzi și, în general, n-aș vrea să discut foarte mult despre alegeri când vine vorba de acest gen de emisiuni. Dar eu aș vrea să intitulez această emisiune cu ajutorul colegilor din regie Cei 7 ani de la primărie. Adică, știți cum se spunea, cei 7 ani de acasă contează foarte mult. Noastră aveți mai mult de 7 ani la primărie, aproape 8, dar tot aia 7 sunt baza. Și să spunem că de acum puteți intra în ciclul următor. Știți, după ce ați trecut de 7 ani, puteți să mergeți în ciclul următor. E mult sau puțin 7 ani la primărie? Dacă mă întrebați, bineînțeles, întrebarea este pertinentă, pentru mine este puțin. Dacă discutăm și de faptul că în 2012 am venit din alt sistem și, bineînțeles, am intrat în politică și dacă combinăm administrația locală cu politica, este foarte puțin. Dar una peste alta, zic că m-am acomodat foarte bine, îmi place să fac administrația locală, vorbim de administrație locală, nu de politică, dar la ceea ce am început noi în echipa și, bineînțeles, la ceea ce am început eu în 2012, mai este mult de lucru și ar trebui cel puțin un mandat să termin ceea ce am început. Eu vă propun un exercițiu de imaginație. Acum 7 ani și mai bine, veneați la primăria Târgu Neamț. După o bătălie acerbă la vremea respectivă, cum se vedea orașul atunci? Eu mi-aduc aminte numai partea asta vizibilă a centrului orașului. Scoară, depinde cu drumul. Nu? Care erau problemele cu care v-ați confruntat atunci, în buza lucrurilor? Și ce s-a întâmplat de atunci încoace? Pentru că eu țin să spun, și o repet în emisiuni pe care le fac din 1990 vara, în continuu, că activitatea unei administrații locale este spectaculoasă câteodată, dar de cele mai multe ori ea nu se vede în totalitate. Și de aceea, și pentru că nu știu nici să comunice toate administrațiile locale, intervin la un moment dat criticile. Deci, cum era acum 7 ani și mai bine? În primul rând, locuitorii orașului ar trebui să spună
cum era și cum este, dar dacă mă întrebați, trebuie să răspund și trebuie să fiu sincer. La o primărie îndatorată cu un grad de îndatorare de peste 60%. 60%. Vorbim de anul 2012. Păi aproape că băteați și Piatra Neamț. Cred că da. La o infrastructură modernizată în proporție de 30%. La unitățile de învățământ și spitalul cu investiții sub 20%. Și bineînțeles, sunt foarte multe lucruri care nu se văd, dar așa cum a spus și dumneavoastră, aceste lucruri sau eu știu, aceste investiții, să le spunem pe înțelesul tuturor, se fac după multe, multe studii, licitații, drumuri de depus la instituțiile care finanțează proiectele și tot așa. Înainte de a vorbi despre lucruri concrete, haideți să vedem. Voi luați dumneavoastră o investiție. Nu, da, știu, deci am venit cu un procent, dau un exemplu, un procent de investiții pe partea învățământului și a sănătății. Cum am spus, erau investiții în aceste două domenii, de fapt și prioritățile mele astea au fost și sunt în continuare învățământ, sănătate, învățământ, infrastructură și bineînțeles cultură. Iar dacă am vorbit și am spus că am avut un grad de investiții pe aceste două, învățământ, sănătate, de 20%, acum am ajuns în acești 7 ani să investim proporție de 70% din bugetul, nu local, ci din bugetul care l-am avut asigurat. Bineînțeles, am spus și de infrastructură. Vorbim doar de drumuri, când în 2012 aveam cam 30% drumuri modernizate, asfaltate, am ajuns acum la momentul de față să avem drumuri modernizate, asfaltate, în proporție de 70%. Și aici putem să mai discutăm de ceea ce nu se vede, canalizare, apă și multe alte investiții. Păi haideți să le luăm un pic pe rând. În 7 ani, ce s-a putut face? Și ați amintit de gradul de îndatorare. Deci 60% aproape atunci. Da, iar acum, la momentul de față, avem un grad de îndatorare de 10%. Ce însemna 60%? Păi 60% însemna... În bani. În bani însemna în jur de 240 de miliarde de lei. 240 de miliarde de lei. Asta însemnând bugetul orașului local pe 2 ani de zile. Deci asta a fost punctul de plecare. O datorie de 240 de miliarde de lei. Da. În momentul acesta despre ce datorie vorbim? În momentul acesta vorbim de o datorie de aproximativ 80 de miliarde de lei vechi. Deci practic a scăzut gradul de îndatorare de 3 ori, nu 8 ori, 3, 24. Da, bineînțeles, aici mai putem discuta și de... În condițiile în care au crescut investițiile. Da, au crescut investițiile și avem taxe și impozite nu din partea noastră mărite, ci ca urmare a investitorilor și a ceea ce s-a investit în Târgu Neamț. Bun. Ce oferea Târgu Neamț acum 7 ani? Și ce... eu țin minte când intrai pe aleea principală, aveai în mijloc un gărduț sau așa ceva, cu niște flori. Da. Și o circulație, mă rog, înghesuită. Ce s-a schimbat? Ce ați schimbat? Care a fost viziunea care v-a dus? Primul și în primul rând, ne-am declarat și ne declarăm în continuare un oraș turistic european. Pentru a fi un oraș european trebuie să asigurăm infrastructura și, bineînțeles, condițiile necesare, în primul și în primul rând, investitorilor. Aici este o discuție mai amplă vis-a-vis de ce am putea să oferim sau ce am oferit investitorilor, pentru că este o lege pe care trebuie să o respectăm, acel cod fiscal unde nu ne permite în primul și în primul rând să venim cu facilități financiare, dar sunt multe și multe alte lucruri care se pot avea în vedere în cazul în care am avut și vom avea investitori în zona Târgului Neamț. Spuneați de acel scuar de pe cele două străzi centrale, într-adevăr, într-un fel sau altul s-a descongestionat circulația, dar nu așa cum ar trebui. Nu cât ar trebui, dar nici soluție. Dar a fost un început și sper să continuăm acest proiect pe sistematizarea, în special în zonele aglomerate.
Putem vorbi de acea șosea de centură scurtă pe care am realizat-o, deci este vorba de, de aproximativ 5 km de asfalt, unde am reușit să dirijăm traficul greu, în special pe drumul european E85. Și nu mai spunem de toate străzile din zona cetății, din zona, din traseul spre Cetatea Neamțului, care au fost modernizate, tot în ideea de a asigura turiștilor o infrastructură modernă și, bineînțeles, va preveni ce era înainte, praf, mizerie și multe alte. Cam cât s-a investit în infrastructura stradală în Târgu Neamț în cei 7 ani? Așa, dacă aveți o cifră. Măcar să ne spuneți mai multe zone. Majoritatea proiectelor, de fapt 98% din proiectele pe infrastructură, aici vorbim ceea ce doare la, la cetățean, asfaltul, s-au făcut pe acel program național de dezvoltare locală, care pentru mine PNDL. A fost PNDL 1 și PNDL 2, unde acolo am venit cu investiții de la, ca și valoare la peste 6 milioane de euro. Nu știu exact cât este valoarea, dar oricum ai s-au asfaltat. 500 nu se supără. Da, cu aproximație, ceea ce înseamnă că cu siguranță din bugetul local nu avem cum să, să accesăm aceste și să investim pe această linie. Și bineînțeles, aici mai putem reaminti că pe lângă infrastructura rutieră, tot pe programul național de dezvoltare, am reușit să modernizăm spitalul unde am primit și acreditarea, probabil o să discutăm. Eu spun așa, învățământ, sănătate, discutăm separat. Așa. Haideți să vedem. Și bineînțeles, școlile din Târgu Neamț au fost toate modernizate. Bine, continuăm investițiile pe alte linii de finanțare. În momentul acesta, la infrastructura stradală, ce se lucrează în Târgu Neamț? În momentul acesta, dacă discutăm numai de drumuri... Numai de drumuri, parcări... Se lucrează la 10 spații de parcare, unde vom asigura peste 300 de locuri de parcare, acele parcări de reședință, și aici vorbim, de fapt, două dintre ele sunt aproape gata, zona Poșta Nouă și zona Judecătoriei, și aici vorbim de iluminat public, asfaltare, modernizare alei și monitorizare video. Bun. Ce aveți în plan pentru anul acesta? Pentru anii care urmează și pentru anul acesta avem... Eu sunt... Bine, vorbim de o investiție destul de mare pe, pe drumuri, dacă vorbim de drumuri. Am avut un proiect destul de frumos și greoi, care la, la care s-a lucrat... Bine, și aici trebuie să discutăm la cum se lucrează pentru a ajunge în, în faza... Chiar să vă rog să discutăm cât înseamnă să faci un proiect pe o valoare mai mare, da, în timp mai lung și câtă muncă cât... este. Și cât durează pentru a fi finalizat sau pentru a da un ordin de începere a lucrurilor. Deci avem un proiect, de fapt cel mai mare proiect care l-a avut vreodată orașul Târgu Neamț, modernizarea celorlalte străzi care au rămas neasfaltate. Și aici vreau să, prin intermediul dumneavoastră, să aduc la cunoștință locuitorilor orașului că la momentul de față mai avem de asfaltat 26 de străzi. Din totalul de 100 și ceva de străzi sau... Dacă am ajuns la 70% modernizate, 30% ar mai trebui. Dar ca și număr de străzi, sunt 26. Deci străzile astea intră și strada a fost lui primar? Din... Că noi tot am dat știri cu strada. Da, din fericire pentru toată lumea. Cum se cheamă? Că nu batalion. Batalion, așa. Da. Deci batalion disciplinar. Printre aceste 26 de străzi avem și strada Batalion, care este, are peste un kilometru. Dar nu discutăm aici de fostul primar, acolo discutăm de toți locuitorii. Da. Mi-am adus aminte. Iar dacă reușim această finanțare, noi am depus-o pe acel fond de dezvoltare care s-a anulat și am ajuns să schimbați. Sper să găsim soluții din punct de vedere financiar, să găsim acte de finanțare pentru a le finanța. La momentul de față putem discuta de... 3 străzi care vor intra în asfaltare în perioada următoare, Batalion, ce spuneați dumneavoastră, strada Garoafelor de la Humulești și 2 străzi pe fonduri locale. Pe fonduri locale. Da. Spuneți-mi un pic, aveți niște investiții care, cum să spun, de obicei lumea le vede doar când e deranj. S-a fost investiția pe apă, da? Da. Și canalizare, nu? Deci spuneam de drumuri, școli, spital, care era gradul de investiții.
Acum, dacă vorbim de canal, apă, canal, în special canalizare, doar două exemple vă pot da. Zona cartierului Cumulești Noi și Blebea nu aveam la momentul anului 2012 asigurată canalizare. La momentul acesta în care vorbim, am semnat și recepția, am predat și investiția celor de la APASERV. Nu rămâne decât locuitorii în acea zonă să se racordeze și să beneficieze, să facă contracte. La momentul actual, 100% avem asigurată apă canală în Târgu Neamț și nu mai spun că am reușit... Vorbim de infrastructură. De infrastructură. Adică deci există posibilitatea să primească toată lumea apă și există posibilitatea să racordeze, să se racordeze la canalizare. Că nu este apă, deja asta este o altă poveste. Bine, și aici este o discuție vis-a-vis de problema apei, văd că este la nivel județean, chiar și la noi sunt probleme de acest gen, dar noi am făcut tot posibilul să investim, să schimbăm instalații de apă care aveau peste 40-50 de ani, chiar și în zona centrală a orașului, chiar și în zona Băilor Oglinz și în alte zone unde cei de la APASERV ne-au dat lista cu străzile unde obligatoriu trebuie să le schimbăm și am reușit și zic eu că vom reuși în continuare să facem, eu știu, să prevenim acele pierde de apă care oamenii se... Sunt un caz fericit, pentru că în general în orașe nu s-au schimbat sistemele, țevile. Vezi cazul de la Roman, vezi cazul de la Piatra Neamț, unde sunt probleme mari. Bicazul e mai cât de cât, e oricum și mai micuți, dar faptul că ați investit singuri în schimbarea orașelor e un lucru foarte important care nu se vede de obicei, nimeni nu știe. Aceste lucruri nu se văd, criticile mi le-am asumat și costurile sunt foarte mari, nu mai vorbim de constructori care sunt cum sunt și nu prea mai găsești. Vorbim de această, eu știu, problemă delicată cu apa, într-adevăr, avem și noi probleme cu lipsa apei, dar nu se datorează primăriei sau, eu știu, APASERV-ului. Se datorează bunului Dumnezeu, știți? Că dacă nu avem... așa, eu văd că este cumva anormal ce se întâmplă. Aproape de Târgu Neamț este captare de apă care duce apă la un municipiu mare cu consum enorm. Eu nu știu cum aș face să fiu din zonă, dar tare l-aș da în judecată pe ăla care a acceptat vânzarea perimetrului prin 90 și nu mai știu cât. 90 ceva. S-a vândut totul acolo și captare și tot și terenuri și Iașu s-a trezit proprietar pe un teren în județul Neamț, care asigură una din cele mai importante bogății. Da, așa este. Deci este o bogăție. Este, deci, practic, ei fac bani pe apa de la Neamț. De la Neamț, da. Păi... Și Neamțul, acum Romanul primește apă în parte de la Timișe și o plătește la Iași. Este un lucru asupra căruia trebuie să reflectăm, să vedem cine sunt cei care au acceptat să se vândă o bogăție atât de mare cu ușurință, cu foarte mare ușurință. În aici ar fi multe de discutat și vis-a-vis, nu avem noi treabă. De fapt, eu nu am treabă cu cei de la Iași, dar... ar fi discuții vis-a-vis de fosta companie, exact. Aquatermul care a intrat în faliment și știm cu toții ce s-a ales din ea și, bineînțeles, APASERV-ul care... De contul îl suportă actualii administratori. Inclusiv noi. E un decont greu de dus pentru că ce poți să-i explici cetățeanului de la bloc, de la etajul 3, domnule, nu primăria îți dă apă. Corect, așa este. Nu primăria îți dă apă. Și până la urmă, toți la APASERV se decontează, dar APASERV-ul nu dă ochi cu cetățeanul direct. Da, așa este. Aia este un lucru de... Bine, aici pe partea asta am făcut tot posibilul să investim și am găsit fonduri în mare parte tot pe Programul Național de Dezvoltare și am schimbat instalația de apă, tot, cum am spus, pentru a veni în sprijinul cetățeanului să evităm acele pierderi, pentru că le veneau foarte multe mari pierderi. Haideți să vă întreb, arunc o provocare. Da? Noi tot am mai scris de ce se întâmplă în zona Târgu Neamț, ce e. Eu iubesc foarte mult sportul și știți că mai vin și la meciuri din când în când, că îmi place, de când se joacă fotbal la un nivel mai
în altă. În Liga 3. Liga 3, dar oricum măcar ai unde să te duci să vezi. Da. Când ne distrăm pe zona aceea a anfiteatrului? Că este un lucru despre care se tot discută. Eu nu vă întreb degeaba. Aș vrea să-mi explicați de la A la Z cum funcționează drumul de la idee, la proiect și la execuție. Eu am să vă răspund prin a da o explicație vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă fondurile europene. Vă rog. Știm cu toții că în anul 2012 axele de finanțare erau cam terminate pe 2009, exercițiul 2009-2013. Da. La acel moment am prins, bine, din prima când am venit împreună cu echipa, asta am spus, nu sunt bani la primărie, trebuie să accesăm fondurile europene. Cu acele finanțări, 98%... Cât se putea? Maximul. Adică cu finanțări cât mai mici din partea bugetului local și să venim cu acele investiții îndrăznețe pe fondurile europene. Am încercat în 2013, pe ultima 100 de metri, a depune un proiect pe mult râvnitul și discutatul parc de la cetate, strandul cu parc. O altă problemă. Bineînțeles, când am depus proiectul, bine, ca să depui un proiect trebuie să încep un studiu de fezabilitate cu avize de la mediu, pompieri și multe alte avize. Îl depui într-un timp destul de scurt, pentru că cei de la ADR spun, domnule, axa de finanțare cu tare, trebuie să-l depui atât. Da. Nu mai vorbim că trebuie plătite taxe. Și aici o problemă legislativă care nu știu când se va schimba. Eu ca instituție, instituția primăriei să plătească o taxă la altă instituție de stat, dau un exemplu mediu, ceea ce nu este normal, pentru că banii se duc tot acolo, dar este altă discuție. Și am început cu acel proiect, bineînțeles nu a fost finanțat, că era partea noastră de cofinanțare de 50%, am făcut adresa scrisă la ADR și nu avem cum, trebuia să asigurăm noi din fonduri locale. Iar de atunci, după ce a apărut exercițiul financiar următor din unde eram în exercițiul când eram în funcția de primar, am cu cei de la birou de proiecte europene tot ce a însemnat acții de finanțare, acolo am depus. Unde s-a putut depune? La nivelul unui oraș ca Târgu Neamț. Bine, și aici sunt discuții și critici, am văzut în special pe rețele de socializare, de ce nu am făcut străzi în Târgu Neamț pe fonduri europene. Târgu Neamțul, la numărul de locuitori și la nivelul orașului nu de gradul 3, nu te încadrezi decât finanțări se dau în mediul rural, în orașele cu peste 30.000 de locuitori, în fine, sunt acolo mai multe condiții. Și am luat tot ce înseamnă fonduri eligibile, proiecte eligibile și am depus. Printre care și acest anfiteatru. Deci noi vorbim aici de anul 2015. Deci haideți să stabilim. Proiectul s-a depus? S-a lucrat aproximativ jumătate de an. Da. La ceea ce am spus, avize, proiectări și multe altele. Ceea ce este foarte mult, începând de la licitația pentru a-ți veni un proiectant, până la avize, geo, studii și multe altele. Și proiectanți tot mai puțin și multe alte probleme pe care le-am avut. În cele din urmă am depus, a stat în evaluare proiectul, pentru că asta este legislația în România, dacă ai depune birocrația, și am ajuns ca în anul 2000, deci vorbim de anul 2015 început, și am ajuns ca în anul 2018, la sfârșitul anului 2018, să semnăm contractul de finanțare. Deci 3 ani de 3 ani, 4 ani aproape. 4 ani aproape. Și am venit în 2019 cu multe proceduri de licitație. Constructorii nu au venit la licitație, am licitat de 3 ore acest anfiteatru și este vorba de 4 milioane de euro. Deci, haideți ca să înțeleagă tot românul. Nu numai că ai semnat un contract, l-ai scos la licitație și nu ți-au nu-ți venit vine nimeni. De 3 ore. Corect. Dar de ce nu vin? Consideră că sumele sunt prea mici? Asta nu o mai știu, probabil fiecare om de afaceri își face o analiză, un studiu, nu știu. Dar în cele din urmă, deci vorbim de anul 2020 și luna martie, de fapt sfârșitul lunii februarie, unde în sfârșit am terminat licitația, am semnat contractul cu un constructor și deja probabil de săptămâna viitoare, când va hotărâ, va veni să se apuce deci, de treabă. Deci, practic, asta este o veste.
Este o veste, chiar nu am făcut, sunteți primul care am, la care am spus acest lucru și am reușit să semnez contractul. Da. Da, dar gândiți-vă că proiecte de genul acesta, mai avem peste 15 proiecte în evaluări, în licitații state. Pe fonduri europene. Dar tot așa, cu ani mulți. Este cea mai mare problemă cu care se confruntă o administrație locală și un primar ca șef al administrației locale. Deci, tu vii la primărie, de obicei zi într-un an, pe la mijlocul anului și lucrezi pe un buget, da, care nu este al tău. Sau este al tău, dacă ai continuitate, asta e cazul bun. Dar vii, intri și trebuie să, zici, domnule, intru în exercițiu financiar nou, 2020-2027, parcă. Da. Bun, fac proiecte. La noi în țară există o birocrație mai mare ca în Europa. Corect, așa este. Dacă la ei te duci cu un dosar atâta, la noi te duci cu un dosar atâta. Și cu semnături de te obosești să le citești. Așa este. Și tu vrei să faci și te trezești în imposibilitatea de a finanța de multe ori, în imposibilitatea. Deci azi ai depus, sunt niște prețuri, se întâmplă ceva și se schimbă legislația cum s-a întâmplat cu constructorii. Corect. Și trebuie după aceea să vii, să modifici proiectul. E cu act adițional, cu exact ce spuneați, cu exercițiul financiar din anul trecut, cu ăsta la de anul ăsta. Deci eu aici spun și am repetat de ori de câte ori am avut posibilitatea, legislația este foarte proastă la ceea ce vrem și cum vrem noi să ne dezvoltăm. Nu vorbesc de Târgu Neamț, vorbesc la nivel național. În general. Pentru că toți primarii au aceleași probleme. Bun. Să ne întoarcem. Am vorbit despre infrastructura stradală. Stimați telespectatori, promit că de data viitoare în emisiune luăm și probleme mai delicate și le încercăm și vom încerca să intrăm și în direct cu domnul primar, dumneavoastră sunați, eu vă fac legătura și intrăm în direct cu dânsul să vă... Practic nu s-a mai făcut de mult așa ceva la Târgu Neamț, eu sunt dispus să fac acest lucru dacă există deschidere și de la administrația locală. Mare drag. Haideți să ne întoarcem să vorbim despre spital. O să vă rog să spuneți lucrurile așa cum le vede primarul, pentru că, stimați sensorial, mai târziu vom discuta și cu directorul spitalului, de cum le vede directorul spitalului. Că sunt întotdeauna abordări diferite. O să fiu bucuros să vedem și cum le vede pacientul. Și o să facem și acest gen de emisiuni. Vă rog. Și aici este o situație altfel față de înainte de 2012. Iar dacă discutăm de managerii spitalului, că aici nu pot discuta doar de actualul manager, ci și de managerii care am mai lucrat în timpul mandatului meu de primar, este o alt fel de abordare. Și din punctul meu de vedere, dar în primul și în primul rând a fost și este din partea conducerii spitalului, începând de la manager până la director medical, chiar și asistenții șef de pe secție. Iar eu zic că am rezistat eroic la câte solicitări am avut din partea celor de la spital. Inclusiv astăzi, managerul a venit înainte de emisiune, a venit cu o listă întreagă cu ce va avea nevoie la spital, pentru că urmează acreditarea în toamnă. Bine, spitalul, când am venit, nu era acreditat, nu aveam investiții, nu aveam aparatură și problema... A fost și problema de desființare la... Problema de desființare prin 2010. Aici trebuie să recunoaștem că s-a trecut peste problemă cu destulă diplomație, da, la vremea, da, respectivă, corect, ce este de recunoscut. Da, fără discuții, fără discuții. Și acum nu putem să criticăm ceea ce a fost bun înainte de 2012, okay, doamne ferește. Chiar a fost ok. Am preluat un spital, nu spun plin de datorii, dar fără investiții și fără medici. Acum când vorbim, avem, nu așa, avem bătaie pe medici tineri, care vor să vină în Târgu Neamț. Avem secție de compartiment, nu spunem, secție de ortopedie. Vreți să vă spun ce aveți cel mai tare lucru? Vă spun eu, îmi spunea directorul, fostul director de la Piatra Neamț și câțiva medici de acolo și domnule, cum se poate la Târgu Neamț să aibă anesteziști? Avem anesteziști, anesteziști și noi nu avem... Trei anesteziști avem, doi tineri veniți din Iași. Asta este mare lucru. Da, da. Deci pentru că este o lipsă enormă de anesteziști în spitalele românești. Sunt foarte bine plătiți afară. Așa și este. Foarte căutați. Da, eu sunt chiar mândru că am reușit să-i
unesc în primul rând și a reușit și managerul să unească. Nu ascund faptul că tot timpul la o sărbătoare sau la mai multe sărbători suntem invitați ca într-o familie, adică managerul cu echipa de medici și asistent medical, primarul în frunte, colegii, consiliul de administrație, toți cei care se implică în spital. Ne adunăm, vorbim, discutăm la un pahar, la un eveniment, ceea ce este normal și cred că și acest lucru a făcut ca medicii să rămână în Târgu Neamț. Medici tineri care locuiesc în Iași, adică locuiesc și vin și au luat cumpărat apartament în Târgu Neamț. Bine, și noi le-am venit cu un sprijin cu acele terenuri pentru tineri căsătoriți. Deja doi dintre ei au făcut cereri și vor să-și construiască case cu teren gratis de la primărie. Și nu mai spun cu tot ceea ce au dorit, în special pe dotare, le-am asigurat. Bun, și aici al cezarului, anul trecut și în ultimii ani, de fapt, au fost dotări foarte multe, așa este, atât prin Ministerul Sănătății, a fost și contribuția Consiliului Județean, fără discuție, așa este, Consiliul Local. Consiliul Local. Deci, din punctul de vedere al dotărilor în județul Neamț la spitale, au recunoscut chiar și cei mai aprinși critici, s-au făcut pași, da, așa este, deosebiți. Deci noi tot ce am solicitat până la sfârșitul anului trecut, am primit. Cred că și în perioada următoare vom primi, pentru că deja sunt semnale, chiar prefectul județului m-a întrebat personal, și aici nu discutăm politic sau, sunt sincer, dacă mai avem nevoie de finanțări la spital. Asta este un lucru bun, este un lucru și eu m-aș bucura să termin ceea ce am început, că mai avem foarte multe proiecte depuse, în special pe Compania Națională de Investiții pentru continuarea investițiilor în spital și la Ministerul Sănătății. E pavilionar spitalul. Avem o mare problemă, multe, da, corpuri de clădire. Pe de o parte este rău, pe de altă parte, în caz de ceva, Doamne ferește, este bine că poți izola un corp și poți... Da, da. Avem acel pavilion central, care este monument istoric. Acolo numai acolo avem 3 ani de zile de când lucrăm pe documente, da, pentru a le depune și sperăm în perioada următoare mai, să... Și o să mai dureze cel puțin 3 ani să găsiți constructori specializați. Da, să scoatem la licitație să găsim constructori specializați pe monumente istorice. Vă, da, spun, corect. Muzeul din Bicaz, Casa Hogaș, cu Chiu Cuvai s-a găsit un constructor la Muzeul de Istorie și mă îndoiesc că va face față, că nu are experiență. Deci e, da, foarte, este foarte greu, foarte, să găsești constructor, indiferent de finanțare. Indiferent de finanțare. Poți garanta că ai finanțare 100%, nu găsești constructor. Asta, da, este... Bun, deci la spital, medici... Deci la spital am spus, începând de la infrastructură. Dacă, cu siguranță, managerul o să spună mult mai multe. Vorbim de zona ginecologie, de secția de ginecologie. Nu vorbim la ginecologie de situația hotelieră, adică de cazare. Vorbim de sala de operații, vorbim aparatura de născuți. Acolo este totul terminat la cheie. Nu cred că are cineva să ne reproșeze, pentru că este făcut exact după norme și după ceea ce au cerut medicii de acolo. Vorbim după această secție, vorbim de secția de urgențe, unde sunt la fel investiții făcute de la dotare până la infrastructură. Vorbim de chirurgie, unde și acolo totul este nou. Dotare, sală de operații, tot. Vorbim de boli infecțioase, unde s-a investit începând de la interioare, subsol, până la exterior. Singura problemă care o avem și sperăm, ce vă spuneam eu cu investiția la acel pavilion central, secția de interne, boli interne și ginecologie pe zona hotelieră, să spunem, zona cazare bolanilor, saloanele, unde acolo trebuie să venim cu multe modificări. Proiectul este făcut, sperăm că în perioada următoare să se termine și cu avizele și cu tot. Finanțarea există la Compania Națională de Investiții. Constructorul mai urmează să vină. Bun. Haideți să vorbim pe scurt și despre școli. Cum arătau, ce s-a întâmplat de atunci și până acum, pentru că aici mai știm și noi că mai mergem în teritoriu, mai vedem, s-au schimbat multe lucruri. Păi imaginați-vă că în Târgu Neamț avem două colegii și un liceu. Deci trei instituții de învățământ mari. Un număr mare de... Mari. Colegiul Ion Creangă, cel mai mare colegiu din Neamț, colegiul agricol, unde avem peste 2500-2600 de elevi. 70% sunt din mediul rural. Asta vreau să vă spun, că acolo este... Eu nu înțeleg cum fac față.
avem adică să ai 1700, parcă 70 ceva de navetiști. Da, așa. Care să-ți vină acolo, unul creează o densitate și un flux nemaipomenit. Se lucrează probabil în schimburi până seara. Sunt 1000 de meserii care se învață acolo și trebuie să ai laboratoare să... Deci, cred că este aici, aici vreau să punctez. Vorbim de Ion Creangă, unde trebuie investit, nu mai spunem de sala de sport, de bază sportivă, restul ce mai... Vorbim de Colegiul Ștefan cel Mare, unde la fel avem peste 1500 de, de care elevi. Care este un colegiu reprezentativ. Reprezentativ, unde și aici trebuie investit, că altfel nu poți, pentru un învățământ modern, da, trebuie să, să le asiguri copiilor ceea ce trebuie. Vorbim de, de Liceul Conta, unde și acolo avem clase pedagogice, ceea ce este un lucru extraordinar de bun, că din Târgu Neamț, de la acel liceu, vom avea educatorii noștri, vom avea învățătorii noștri. Și bineînțeles, vorbim de cele două școli cunoscute, istorice, Ion Creangă de la Humuleș și Ghica Vodă de la vis-a-vis de spital. Imaginați-vă că din bugetul local nu putem, nu puteam să, să facem față, că nu ai de unde. Într-un buget de aproximativ 2 milioane de euro, nu ai de unde. Cu utilitățile, că și aia sunt foarte scumpe. Mai spun de reparații. Școala Ghica Vodă este veche. Școala de la Humuleș, acel pavilion central care l-am terminat, la fel, investiții, din cu același la liceu, la Colegiul Ștefan cel Mare, investiții, toate aceste investiții le-am făcut pe program, acel program național de dezvoltare locală și bineînțeles am continuat acum la toate școlile din Târgu Neamț, în special pe partea spațiilor verzi și a dotării și a infrastructurii pe fonduri europene, unde suntem în, în derularea proiectului. Invitația doamnei directoare de la Ștefan cel Mare să vină să ne vorbească un pic despre liceu și despre ultima investiție, poate ne spuneți, da, un pic, înțeles că este un corp de clădire. Sau este pavilionul central care a, a fost reabilitat și dotat 100%. Investiția a fost terminată, a fost semnat și semnată și recepția, copiii își desfășoară activitatea acolo. Nu mai avem elevi la, la Colegiul Ștefan cel Mare care să vină să-și desfășoare învățământul după amiază, deci numai dimineața. Se lucrează într-un singur, un singur schimb, ce este, ceea ce este un lucru extraordinar. Asta ne-am dorit să facem și la, să reușim și la Conta, dar acolo este o situație un pic mai delicată, pentru că acest proiect, ce spuneam de proiecte europene, este depus de vreo 2 ani de zile și abia acum suntem la, la faza de, de semnarea contractului de finanțare. Imaginați-vă, de acolo mai durează câteva luni, dacă nu chiar ani, să semnăm contractul cu constructorul, vechea poveste. Dar oricum s-a investit foarte mult, mult în școli și mi-am asumat și acest lucru. Puteam să investesc în 3-4 străzi în Târgu Neamț, dar am spus că prioritatea sunt școlile și, și sănătatea. Bun. Deci, iată, tot vorbim investiții, 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 investiții. De ce credeți atunci că în momentul în care ele există, probabil că lumea nici nu realizează în timp aceste investiții, de ce există și oameni care spun, doamne, nu s-au făcut investiții în Târgu Neamț? Pentru că nu sunt bine informați. Și pentru că nu, nici eu nu înțeleg unele lucruri care vi le-am spus, nu poți astăzi să vii, să asiguri finanțarea, iar mâine să te apuci de o lucrare. V-am spus, durează ani, luni, pentru a semna un contract de finanțare. Iar din bugetul local, toată lumea trebuie să înțeleagă că, și trebuie să înțeleagă și insist, că nu poți decât să asiguri doar câteva reparații prin școli, spital, nu știu, prin zonele unde trebuie să faci reparații. Dacă nu atragi fonduri, dacă nu atragi fonduri guvernamentale, Consiliul Județean și în primul și în primul rând europene, nu poți dezvolta o comunitate cum e orașul Târgu Neamț. Dar aici nu mai Târgu Neamț este în situația aceasta. Piatra Neamțu au buget mare, Romanul au buget destul de mare. Nu pot din bugetul local să ducă la îndeplinire ceea ce vor locuitorii orașului și ceea ce vrem cu toții până la urmă, să dezvoltăm orașul. Piatra Neamțu, dacă ar fi să schimbe toate conductele de apă, nu îi ajunge bugetul pe 3 ani de zile. Așa este. Romanul, trebuie 20 de milioane de euro, spunea primarul Micu. Așa este. Noi cam 20 de milioane de euro ne-am rezolvat problema cu apă și canalizare. Vă dați seama, este bugetul orașului, municipiul Roman, probabil pe câțiva ani. Pe câțiva ani, bun. Da. De aceea este important să poți atrage orice fond, pe orice, pe orice finanțare. Inclusiv, spunea și râdea de mine, râdea, vorbeam într-o discuție, zic, bă, folosiți și galurile. Și că nu, da, că nu sunt la orașe. Nu, sunt galuri
care se adresează acum preorășenește. Păi avem și noi, Galul Ștefan cel Mare, unde avem două proiecte care deja sunt finanțate. Vorbesc de zona spațiilor verzi din fața spitalului, strada Mihai Eminescu, deci prin finanțare, prin AFIR. AFIR. Pe Galul, Galul Ștefan cel Mare avem finanțarea aceasta pe spații verzi în acea zonă și la fosta școală din zona Condreni, unde deja am început lucrările, un centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Deci trebuie și folosit fiecare lucru care poate fi folosit dacă vrei să tragi bani. Ei, haideți ca să încheiem, că deja am vorbit mult, chiar am vorbit mult. Nu? Am vorbit aproape o oră. Sunt multe de spus, dar probabil... Haideți să încheiem și de a face finalul. Ce nemulțumiri aveți dumneavoastră ca primar după 7 ani și ceva? Vă spun tot în direct. Tot în direct. Și sunteți primul care aflați. Un prieten bun de-al meu, care este primar într-o comună, am băut o cafea cu el dimineață. Și am avut și martor lângă mine. Datorită criticilor, și vorbim de o comună, nu vorbim de un oraș, critici, la fel, proiecte europene depuse, nefinanțate, cu bani cheltuiți pe studii. La o comună e și mai multe, multe. Orașul, ce aici? Orașul este mic și critici primesc cât lumea asta. Dacă s-a ajuns să fiu criticat, am început să construiesc un gard la parcul de la cetate, unul spune că e alb, celălalt e verde, alalt, în fine, trebuie să asculți părerea tuturor. Primarul, care eu zic că este om serios, nu vreau să-i dau numele, okay. Poate se răzgândește. Dimineața a venit și îmi spune, Dane, m-am hotărât. Și mă gândeam că te duci la alt partid. Nu. Cum e voda. Nu mai candidez. Și stă în sondaj bine, pentru că știu cum stă în sondaj. Și am crezut că e o glumă. Am zis că, sigur, am venit să-mi spui că pleci la alt partid. Nu, Dane, ești prietenul meu, nu mai candidez. Dar mă duc pe o listă de consilier local. Și am să stau și eu să critic exact cum mă critică ăștia pe mine, că de ce ai făcut strada aia și n-ai făcut-o pe aia la altă, că de ce, în fine. M-ați întrebat nemulțumirile. Sunt multe nemulțumiri și, bine, nu pot spune acum că nu e mai candidat un mandat la primărie, dar te aștepți, într-adevăr, te aștepți de la unii cetățeni să fii criticat, că este normal să fii criticat, dar de la cei care nu cunosc legea, sau care nu cunosc procedurile, exact ce spuneam noi. Nu poți azi faci proiectul, mâine te apuci de asfaltat sau, în fine. Sunt, eu știu, dezamăgit de unii oameni care știu cum stau lucrurile, știu cât de greu aduci finanțări la o primărie, știu cât de greu reușești sau încerci în primul rând după care reușești să convingi Consiliul Local să-ți aprobe, să fie de acord cu finanțările. Adică, uite, Consiliul Local este fără discuții. Eu decisiv într-o administrație. Nu am cum eu ca primar să, nu știu, să investesc la Casa Culturii, că suntem aici în Casa Culturii, dacă Consiliul Local nu este de acord. Și sunt criticat și sunt, nu știu, sunt dezamăgit de unii oameni care nu știu și nu vor să creadă. Astea sunt lucruri inerente. Astea sunt lucruri inerente. Că există adversari politici, există și dușmani politici, că între adversari și dușman diferența e mare. Un adversar, în general, este loial. Cu un adversar poți chiar să discuți. Fără poți discuții, să te și aliezi pe proiecte mari pentru fără discuții, așa un este. Dușman politic este unul care nu are decât o duține langa, danga, cum vrea el. Astea sunt alte lucruri. Eu personal mă așteptam să spuneți, domnule, eu sunt nemulțumit pentru că avem o problemă pe care am încercat să o rezolv și n-am reușit, problema cerșătoriei. Eu sunt nemulțumit, da, problema cerșătoriei. Deci, eu vă spun. Ajungem iar la legislație. Exact. Problema câinilor. Unde am peste 10 plângeri că n-am făcut, că am strâns câinii din Târgu Neamț. De fapt am contractat o firmă care și-a făcut treaba, care nu a omorât un câine. Deci a făcut treaba exact cum scrie la lege, dar primarul se duce și dă cu subsemnatul pe la poliție, pe la parchet, eu știu, nu știu pe unde, nu mai spun de rețele de socializare, pentru că am strâns câinii. Iar acum se prinde câinii în Târgu Neamț. Nu. Toată lumea, primarul. Aici sunt nemulțumiri, da. Deci de asta un primar este prin natura funcției colectorul și a celor bune și a celor corect.
Eu vă mulțumesc pentru participarea la această primă emisiune, că sperăm să fim bine primiți în casa celor din Târgu Neamț, pentru că suntem încăpățânați și vom face emisiuni săptămânale. Vom face emisiuni săptămânale și vom lua lucrurile să le disecăm. De exemplu, cerșetoria. Și să vedem și ce spune poliția locală, și ce spune primarul, și ce spune poliția națională, da. Și ce spun primarii din comunele învecinate, care trimit ONG-urile, dacă s-ar putea. ONG-urile care se implică sau nu se implică. Da, da. Asta este o altă problemă. După aia o să vorbim într-o emisiune despre finanțările făcute cu ONG-uri, să vedem dacă ele chiar merită sau nu merită acest lucru. Să vorbim în general despre tot ce înseamnă viața acestei localități. Și dacă va fi spre binele sau spre rău acestei localități, noi sperăm să fie spre bine. Domnul Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț, a fost în această emisiune, o emisiune mai cu minte. Restul o să vedeți. Îi mulțumim pentru participare și vă dorim succes în tot ceea ce doriți să faceți dumneavoastră personal și pentru acest oraș în care ați fost ales primar de 2 ori. Vom vedea mai departe. Încă o dată, mult succes, cele bune. Oameni buni, o scurtă pauză și revenim cu următorul invitat de la Târgu Neamț. Am revenit în emisiune, stimați telespectatori. Cum spuneam, emisiune pilot aici pe Mesagerul de Neamț pentru cei din orașul Târgu Neamț. În acest moment schimbăm registrul un pic. De la administrație mergem spre învățământ și este aproape firesc să, ca în prima emisiune, să vorbim cu un reprezentant al, să-i spunem, celui mai reprezentativ, cele mai reprezentative instituții școlare din oraș, Colegiul Național Ștefan cel Mare. Am plăcerea să vă prezint pe doamna directoare Adina Margine. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit noi și bine ne-ați găsit și dumneavoastră pe noi. Ce să spui când trebuie să vorbești despre un colegiu care an de an are rezultate? Aparent lucrurile sunt toate foarte frumoase și totul merge foarte frumos înainte. Este greu să fii director la un colegiu precum cel pe care îl conduceți acum? Lucrurile frumoase și care conduc spre realizări nu sunt ușoare. Așa încât cred că orice efort pe care l-am făcut eu și colegii mei, odată ce și-a atins obiectivul, din greu a devenit ușor. Așa încât atâta vreme cât la Târgu Neamț se optează pentru Colegiul Național Ștefan cel Mare ca fiind potrivit pentru viitorul copiilor din acest oraș, considerăm că nimic nu este prea greu și că efortul merită. Merită. Haideți să vorbim un pic ce înseamnă în acest moment colegiul pentru oraș și pentru sistemul de învățământ din Neamț. Colegiul Național Ștefan cel Mare pregătește pentru nivelul liceal, pentru că de altfel unitatea noastră școlară presupune și ciclul primar și cel gimnazial, însă dacă întrebați despre colegiu și vă referiți la nivelul liceal, către noi se îndreaptă elevii care își doresc învățământ superior, elevii care își doresc învățământ teoretic, capabil să-i pregătească pentru instituțiile de învățământ superior, fie din țară, fie din străinătate. Așa încât locul nostru este foarte bine delimitat în comunitatea locală și de asemenea în județ. Facem parte dintre cele 5 colegii naționale teoretice din județ,
ne așezăm alături de Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Colegiul de Informatică din Piatra Neamț și Colegiul Roman Vodă de la Roman. Suntem colegiile care furnizăm studenți către universitățile din țară și nu de multe ori absolvenții noștri se întorc și spun, știți, profesorii universitari, în momentul în care află că venim de la Târgu Neamț și Colegiul Ștefan cel Mare, încep să vorbească și despre alți absolvenți, încep să vorbească despre profesorii noștri care au terminat la universitatea respectivă și în felul acesta reușim să asigurăm verigile necesare copiilor care trebuie să creadă în formarea continuă, în performanță, în ceea ce privește învățământul superior. De altfel, există o tradiție la Colegiul Național Ștefan cel Mare, o tradiție foarte veche. Prima promoție de elevi de liceu teoretic a încheiat studiile liceale de 4 ani în 1964. E o tradiție care ne obligă. O tradiție care spune că din efectivele de elevi din 64 și până acum, deci vreo 60 și ceva de generații, au fost generații care la propriu au luat cu asalt universitățile. Și asta ne obligă. Este trecutul la care noi ne raportăm și pe care vrem să-l îmbogățim. Vorbiți-mi un pic despre corpul de profesori. În momentul de față, la Colegiul Ștefan cel Mare activează 82 de cadre didactice, dintre care 62 de profesori sunt profesori cu gradul didactic întâi, este treapta cea mai superioară în învățământ, cea mai înaltă din învățământ, profesori care insistă în această tradiție a performanței. E drept că de multe ori elevii apreciază libertatea pe care o găsesc la profesorii noștri, apreciază comunicarea, apreciază faptul că reușim să îi motivăm să se autodepășească. Cât de greu este să te adaptezi an de an la schimbările, nu mai că vin alți elevi, se schimbă lucrurile foarte repede. În societate. În societate. Și atunci tu când predai, trebuie să te adaptezi, să fii tot timpul alături de ceea ce își dorește elevul să afle, dar în același timp să nu faci rabat de la calitatea de a transmite informațiile așa cum trebuie. Îmi place să spun că elevii nu se schimbă. De la o generație la alta, ei își păstrează interesul, inocența, frumusețea vârstei lor. Suntem o categorie profesională privilegiată, pentru că lucrăm cu copiii care se află la vârsta cea mai frumoasă a vieții lor. Ne simțim responsabili pentru ceea ce facem. Lumea din jur se schimbă, ei sunt receptivi la aceste schimbări. Și dacă uneori se întâmplă, și nu numai în unitatea noastră, peste tot, în toate școlile, se întâmplă ca profesorii să facă mici comparații între generații și promoții. Eu cred că suntem cu toții convinși că nu elevii se schimbă, lumea se schimbă. Ei sunt provocați de aceste schimbări, însă își păstrează frumusețea, farmecul, dorința de a învăța, de a progresa. În ceea ce ne privește pe noi, asta ne motivează. Nu schimbăm conținuturile, nu schimbăm știința, însă ne adaptăm la ceea ce doresc ei de la noi, în sensul metodelor de lucru, în sensul atitudinii pe care o cer de la noi. Generația mea, cel puțin, am fost formați într-un alt stil de lucru. Fără să spun că facem rabat de calitate, însă eu cred că efortul acesta de apropiere față de copii, efortul de a suplini cumva ceea ce nu le oferă societatea, poate uneori nici familia, ne face să ajungem la rezultate frumoase, să le dăm încredere în primul rând în ei înșiși și în ceea ce pot să dezvolte și să construiască pentru viitorul lor. Bun.
Și haideți să trecem și la lucruri un pic mai prozaice. Ca să poți desfășura un învățământ de calitate, trebuie să ai condiții. În acest, privind acestea, lucrurile din acest punct de vedere, cum stați la colegiu? Am vorbit până acum despre resursa umană, da? Și am vorbit despre profesori și despre elevi. Acum, da, într-adevăr, resursa umană își poate pierde calitatea dacă resursa materială nu e și ea de calitate. Exact. Avem privilegiul unei finanțări bugetare per elev, în condițiile în care noi școlarizăm un număr de, la ora actuală, 1464 de elevi. Bun, bună cifră. Făcând eforturi de altfel, pentru că e complicat să lucrezi cu colective numeroase de elevi care depășesc efectivul de 30 de elevi, însă în felul acesta reușim să echilibrăm lucrurile și din punctul de vedere al resursei materiale. Spațiile sunt, în primul rând, călduroase și la propriu și la figurat, ceea ce este foarte important. Care nu se asigură acest lucru. Primitoare, luminoase și de aici încolo încercăm să ținem pasul și să updatăm permanent ceea ce înseamnă investițiile în tehnică, aparatură, laboratoare. Avem profiluri care depind de dotările din laboratoare. De exemplu? Vorbesc despre profilul matematică-informatică. Funcționăm cu 4 laboratoare de informatică în care se lucrează câte 6 ore pe zi. Și atunci suntem tot timpul preocupați să menținem rețelele de calculatoare în funcțiune, să avem personal care să le întrețină. Și să fie performante. Exact, și să meargă la nivelul de care au nevoie profesorii ca să-și poată desfășura lecțiile în mod firesc. Există o cooperare benefică de ambele părți cu administrația locală? Da, dincolo de aspectul acesta care ține de bugetul nostru și de finanțarea pe elev, exact, da. Să știți că suntem într-o echipă frumoasă și într-o colaborare profitabilă, să spunem, pentru noi. Da, am ezitat în alegerea termenului cu administrația locală. Eu nu cred că suntem privilegiați. Din câte știu eu, de aceleași privilegii, între ghilimele, se bucură toate unitățile de învățământ din Târgu Neamț. Noi am considerat întotdeauna și prin Consiliul de Administrație, unde ne întâlnim lunar cu reprezentanții Consiliului Local, cu reprezentantul instituției primarului, prin Consiliul de Administrație, că autoritățile locale se implică în actul decizional în școala noastră, prin Consiliul de Administrație. Mai apoi, dacă e să lărgim cercul, am considerat întotdeauna parteneri pe consilierii locali și pe reprezentantul primăriei, pentru că acolo mergem de fiecare dată când dăm de greu. Și acolo se caută soluțiile. Până la urmă, ei sunt proprietari. De acolo vin, exact, exact. Și trebuie să aibă și grijă. Sunt investiții pe care noi nu le putem susține. Sunt aspecte pe care noi nu le putem duce la bun sfârșit. Am solicitat de fiecare dată ajutorul, am făcut documentații, am pornit parteneriate. În ceea ce ne privește, suntem cumva în momentul de față beneficiarii unui proiect de finanțare pe care primăria și Consiliul Local l-au depus la Ministerul Dezvoltării. Proiectul s-a încheiat, a beneficiat de această finanțare. A început și s-a încheiat într-un termen record. Toată lumea a fost mirată de realizarea noastră. Da, vorbim de corpul principal al Colegiului Național Ștefan cel Mare. După perioada de detalii tehnice, s-a început execuția propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare în luna martie, în 2019, și am reușit să finalizăm în decembrie. În așa fel încât în ianuarie copiii au putut să intre în corpul nou de clădire. Și să știți că dacă
toată răspunderea ar fi fost pe umerii noștri, a celor de la colegiu, nu am fi reușit. S-a lucrat într-un ritm foarte alert și de fiecare dată când credeam că lucrurile vor fi întârziate sau echipele de muncitori nu lucrează atât de repede pe cât ne doream noi să intrăm în corpul renovat, imediat soluțiile veneau din partea asta, din primărie, dinspre administrație, pentru că au înțeles și întotdeauna au manifestat această înțelegere că învățământul este prioritar, că elevii au nevoie să fie susținuți, că au nevoie de condiții de învățământ de secol 21. Vorbeam mai devreme de schimbări. Copiii apreciază în momentul de față faptul că au o școală, ca să fim așa, spuneați prozaici, o școală ca afară. Și asta se datorează acestei colaborări și a bunei comunicări pe care am găsit-o întotdeauna la instituția primăriei. Dacă ar fi acum să vă spun, doamna director, aveți 3 minute să vă lăudați elevii și profesorii. Cu ce ați începe? Aș începe cu faptul că și profesorii și elevii de la Colegiul Național Ștefan cel Mare sunt mândri că vin în fiecare dimineață într-o școală frumoasă, acolo unde găsesc armonie, plăcerea de a lucra, plăcerea de a se întâlni. Dincolo de asta reușim performanțe, înțelegând prin performanță nu doar rezultatele care ne fac remarcați, cum spuneam, între celelalte colegii ale județului, cât performanța de a te autodepăși, de a te descoperi. Avem sute de activități în parteneriat, foarte multe activități extrașcolare, pentru că accentuăm nu doar aspectul care ține de școală, de teorie, cât și cel care ține de formarea personalității și pregătirea pentru viață. Asta este cel mai important până la urmă. Rezultatele procentual se cuantifică foarte clar. Cam 10% dintre elevii noștri participă și obțin premii în concursuri și olimpiade la nivel național și județean, iar peste 80% devin studenți după ce încheie studiile liceale. Ce n-aveți la liceul dumneavoastră? Întotdeauna ne dorim mai mult. Cred că ar trebui să avem mai mult curaj, să accesăm fonduri, ar trebui să avem mai multă încredere în elevi. Am avut o surpriză foarte frumoasă vis-a-vis de încrederea în elevi la constituirea mai nouă în acest an școlar a unui club foarte interesant de robotică. Pe lângă toate celelalte cluburi din școală de literatură, de matematică, clubul celor care scriu la redacțiile revistelor din școală, cluburile sportive pe sporturi specifice, am avut surpriza ca pentru acest club de robotică să lupte foarte mult un grup de elevi și să ne convingă să aplicăm pentru câștigarea unui grant de 5.000 de euro. Deci ei au venit cu ideea, ei au pus în practică și au și câștigat proiectul, sunt în fază de competiție, s-au calificat la etapa zonală, vor merge la Iași în curând, s-au calificat în urma unei întâlniri de la Bacău, se autofinanțează, au găsit sprijin și înțelegere chiar și din partea autorităților locale, pentru că eu știind cum stau lucrurile și că există un protocol de colaborare prin reprezentantul instituției, le-am spus copiilor, o să discut și o să vedem cum puteți fi susținuți și din partea autorităților locale. Și ei mi-au spus, am rezolvat, am discutat, am fost la primărie, suntem susținuți. Da, și vreau să mulțumesc în numele lor pe această cale. Ei lucrează piesele unui robot pe o imprimantă 3D pe care au cumpărat-o din această finanțare și robotul lor este în fază de execuție,
și va participa la această nouă competiție. Plăcere. Sperăm să se califice la națională. Mi-ar face mare plăcere să fac o emisiune cu ei acasă la ei. Ar fi foarte încântați. Au un sediu, sunt foarte maturi și organizați. Lucrează ca într-o mică fabrică de roboți. Visul meu de reporter, realizator de emisiuni, este așa, să intru într-o sală de festivități a unui liceu, să pun un microfon în mijloc și să stau de vorbă cu ei 8 ore, pe rând așa, să vorbească fiecare, să spună... Nu vă ajung 8 ore. Nu, dar cred, nu vă ajung. Cred că este un univers fascinant. Este, este. Eu vă mulțumesc pentru această participare la o primă emisiune la noi aici și promit să vin mai des prin liceu, să venim în general. Noi, dinspre presă, cel puțin de la noi, de la Mesagerul de Neamț, pentru că întotdeauna am considerat că trebuie sprijiniți acești elevi care ne fac să fim mândri, profesorii care de multe ori nu sunt înțeleși în tot și munca lor nu este înțeleasă în adevărata ei importanță. Și vă spun, de exemplu, anul trecut am avut o mare bucurie, am promovat toți elevii care au terminat cu o notă maximă la bacalaureat sau, mă rog, la admiterea. Reacțiile au fost senzaționale din partea cititorilor. Senzaționale, nu mi-a venit să cred. De aceea eu încă cred în performanță, vă felicit pentru performanța pe care o aveți la liceu și să ne vedem cu bine. Mulțumesc! Oricum, cartea de vizită a unei școli sunt elevii. Școlile nu trăiesc decât prin elevi, exact. Altfel ar fi ziduri goale. Altfel tot efortul acesta al investițiilor n-ar avea sens. Vă invităm și vă așteptăm la noi. Veți găsi și o sală de festivități, veți găsi și un muzeu, un colț muzeal al școlii în care veți cunoaște istoricul școlii noastre. Veți găsi un parc, un mini parc, tot într-un parteneriat. Da, noi mai facem și lecții în aer liber, tot într-un parteneriat cu primăria și cu Asociația Ținutul Zimbrului. Ne place titlul, numele pe care îl are grădina noastră, grădina lui Ștefan. Pregătim acum și o grădină la gimnaziu, corpul B al școlii. Veți cunoaște elevii noștri olimpici și bursieri. E o bursă pe care toți elevii de la Târgu Neamț, de altfel, o primesc din 2012 încoace pentru merite deosebite în concursuri și olimpiade școlare. Această bursă este acordată de Consiliul Local Târgu Neamț. De asta n-am știut, o recunosc. Da, pentru anul școlar trecut am avut 45 de burse pentru elevii performanți într-o valoare de aproape 60.000 de lei. Iar în acest an avem 46 de bursieri cu un cuantum de 80.000 de lei. Este o motivație pe care copiii o primesc și asta demonstrează faptul că există implicare și bunăvoință din partea autorităților locale. Da. De jos pălăria. Așa ceva este un lucru deosebit. Așa încât și vreau să vă mai spun despre ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că profesorii sunt provocați și uneori tentați să spună că nu sunt recunoscuți în societate atât cât și-ar dori. Să știți că noi la Târgu Neamț suntem privilegiați. Pentru că părinții cred în școală și în valorile școlii. Vorbeam despre tradiție la Colegiul Ștefan cel Mare. Majoritatea părinților elevilor noștri au fost elevi la Ștefan și își doresc să își aducă și copiii aici. Avem, deci, privilegiul unei bune colaborări cu părinții, cu comunitatea școlară, cu autoritățile locale, așa încât eu nu cred că există profesori supărați, că sunt profesori la Târgu Neamț. E un privilegiu, zic eu. Oricâte provocări ar exista și oricât ar fi de greu, odată ce, și mă repet în încheiere, odată ce suntem mulțumiți și ajungem la rezultatele pe care ne le dorim, nimic nu-i prea greu. Mă bucur că am putut purta acest dialog cu doamna director Adina Margine. Ne vom mai vedea în mod sigur. Ne oprim aici, facem o scurtă pauză și revenim cu următorul invitat în emisiunea de la Târgu Neamț. Cele bune! A fost.
trăind în libertate, frânzeri și morți strămoși. Stejarul lui Ștefan și școala domnească s-au martorit la... Bine, v-am regăsit a treia parte a emisiunii de la Târgu Neamț, o emisiune care vrem să se desfășoare de aici încolo pe o lungă perioadă de timp. Am vorbit despre administrație în această primă emisiune, după aceea am vorbit despre performanță în învățământ și era aproape logic să stăm de vorbă cu cineva de la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Și ca să încheiem domeniul acesta social astăzi, vom discuta și despre ceea ce înseamnă în viața localității spitalul de la Târgu Neamț. Cum este și normal, invitat managerul spitalului, domnul Florin Apostoaie, un manager deja cu vechime, ca să spun așa, în domeniu, pentru a doua oară manager la spitalul din Târgu Neamț. Domnule director, domnule manager, ce înseamnă spitalul acesta în viața comunității? M-am luat cu o întrebare care nu este de specialitate. În primul rând, Spitalul Orășenesc din Târgu Neamț este singura unitate medicală care asigură îngrijiri medicale de sănătate în urgență, dar și de durată continuă a pacienților sau a populației din orașul Târgu Neamț, dar și a populației din zonele limitrofe, ajungând la un total de aproximativ 100.000 de locuitori. Îmi aduc aminte că, vremuri trecute, s-a pus problema chiar a închiderii acestui spital, așa cum s-a întâmplat, țineți minte, la Bicaz, și iată că acolo s-a dovedit până la urmă că lucrurile trebuiau să fie întoarse. De la situația aceea care era delicată atunci, acum care este distanța? Și vorbim aici, dacă doriți, de actul medical, de condiții, de medici. E o diferență, bănuiesc, vizibilă. În ultimii 6 ani, mai exact în ultimii 8 ani, cu o pauză de aproximativ un an, am fost managerul spitalului și sunt managerul spitalului Târgu Neamț. Pot spune că situația s-a îmbunătățit destul de mult, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere al aparaturii medicale, dar mai ales din punct de vedere al laturii umane, și mă refer la latura umană profesională, deoarece la Spitalul Târgu Neamț în ultimii ani au sosit medici noi, medici tineri cu putere de muncă, cu deschidere în ceea ce privește sănătatea pacienților și cu deschidere în ceea ce înseamnă creșterea nivelului de îngrijiri a pacienților. Și adaptarea permanentă la noile cunoștințe, probabil. Cu siguranță medicii noi vin și cu idei noi. Am reușit cu ajutorul primăriei și în special a domnului primar să creștem nivelul de dotare privind aparatura, dar și nivelul de dotare privind infrastructura. Da, haideți să încercăm să detaliem un pic și culmea, eu nu o să insist la început pe partea aceea de investiții materiale, o să discutăm și asta. Spuneți-mi cum ați investit dumneavoastră și cu administrația împreună în a atrage medici. Pentru că mie mi se pare lucru cel mai interesant care se întâmplă la spitalul din Târgu Neamț. Aveți medici tineri care vor să vină aici sau care vin sau au venit deja. În alte părți lucrurile nu se petrec chiar așa. Vorbesc în zona asta, nu a centrelor universitare, unde nu e o problemă în general, ci în orașele de provincie. Orașul Târgu Neamț este poziționat și într-o zonă în care turismul, predominant turismul ecumenic, este destul de dezvoltat. Profitând de această zonă, împreună cu domnul primar Daniel Harpa, am făcut câteva proiecte pe care le-am implementat și le-am dus la bun sfârșit, astfel încât să reușim să creăm sau să desăvârșim anumite compartimente în care au venit oameni noi și cărora li s-a promis și li s-a și îndeplinit promisiunea. E important. Lucru foarte important, deoarece altfel persoanele tinere cu pregătire superioară nu vin în localitățile mici, cum este Târgu Neamț.
Bun, și dacă ar fi acum să facem așa rapid o enumerare, câți medici ați, în ultimii 2 ani ați avut? Știți, îmi spunea, îi spuneam și primarului înainte, spunea cineva de la Piatra Neamț, un fost manager de spital, și dom'le, eu sunt invidios pe ăștia de la Târg, și era pe funcție atunci, au reușit să aibă anestezici, dom'le, acolo. Și au reușit să aibă anestezici, 2 sau 3, nici nu mai știu. 2 anestezici și jumătate avem acum. Da. Dar anesteziștii, când am discutat cu dumnealor, au pus câteva mici condiții, și anume doreau crearea unui compartiment, dotarea acestui compartiment cu aparatură medicală, cu paturi, dotarea din punct de vedere a infrastructurii și a construirii efective a acestui compartiment, dotarea sărilor de operație atât de la chirurgie cât și la obstetrică-ginecologie, lucru pe care l-am realizat în mod concret prin crearea compartimentului de anestezie terapie intensivă în cadrul secției de chirurgie, unde este venit un medic specialist de anestezie și terapie intensivă, renovarea celor 2 săli de operații, dotarea acestora cu aparatură modernă, atât pentru anestezie cât și pentru partea de chirurgie. De asemenea, la secția de obstetrică ginecologie, un alt medic anestezist care a venit a beneficiat de renovarea completă a sălii de operații, a postoperatorului, dar și a sălilor de naștere și pretravaliu și posttravaliu, lucru care a urmat apoi ca și beneficiu pentru pacienții din zonă de sosirea a 2 medici specialiști pe obstetrică ginecologie. De asemenea, mai avem în formare încă 2 rezidenți pe obstetrică ginecologie care vor completa și vor echipa din această secție și vor înlocui atunci când va fi cazul pe cei care se pensionează. Deci să înțeleg așa, oamenii aceia au zis, băi, venim la voi acolo, dar nu vrem să ne facem de râs. Adică să avem cu ce să ne facem meseria. Asta a creat o investiție, sau mai multe investiții, care la rândul lor, în momentul când au fost finalizate, au atras medici care aveau unde să lucreze pe niște aparatură performantă. Deci cam așa merg lucrurile. Cam așa merg lucrurile. În plus, la sala de operații de la secția de chirurgie avem aparatură care îi ajută pe chirurgi. Mai nou avem și un ortoped venit la Târgu Neamț. În ultimul an, cel puțin, a fost realizată o dotare foarte bună pentru compartimentul de ortopedie. De asemenea, cu sprijinul domnului primar, am reușit să renovăm 4 saloane de la secția de chirurgie, saloane care au fost dotate cu paturi noi, cu monitoare. În fiecare salon s-a construit o toaletă doar pentru acel salon. Înainte, toaletele erau pe sală, la distanță mare de aceste saloane, iar pacienții necesitau să fie transportați sau ajutați să ajungă la toaletă. Din câte îmi dau seama și ce am discutat și cu domnul primar, problema cea mai mare acum care se pune la dumneavoastră este problema modernizării saloanelor, în primul rând. Pentru că... Da, în ultimii ani s-au realizat mai multe lucrări de investiții pe infrastructură, începând de la acoperișuri. Noi suntem un spital multipavilionar și am beneficiat de reparația tuturor acoperișurilor de la clădirile care le avem în dotare, fiind, bineînțeles, sub administrarea Consiliului Local și a Primăriei, dar fără un aport direct din partea domnului primar care s-a implicat, atât în accesul unor fonduri europene în anumite situații, accesul fondurilor de la Minister, accesul fondurilor de la Consiliul Județean, dar bineînțeles și partea de cofinanțare din partea Primăriei care a fost extrem de substanțială. Împreună cu domnul primar ne-am deplasat la toate instituțiile abilitate, astfel încât aceste fonduri să ajungă la Spitalul Târgu Neamț, iar tot ce înseamnă construire, reca sau dotări să fie posibile și au fost realizate. Bun. Acum, dacă ne referim la actul medical în sine, eu știu că spitalele sunt clasificate pe anumite... Vă descurcați cu finanțarea? În acest moment, finanțarea... Contractul cu casa... Contractul cu casa acoperă doar parțial necesarul de funcționare a spitalului. Diferența fiind primită, în special pentru partea de salarizare,
de la Fondul Național Unic al Guvernului României și acești bani vin prin Casa de Asigurări pe baza... Da, pentru că au crescut salariile și... Au crescut din 2015 și 2016 foarte mult salariile, an de an, iar diferența de salarizare de la fostele salarii de bază... Nu s-a făcut o creștere a prețurilor serviciilor medicale? Din păcate, prețul per serviciu a rămas la un nivel foarte scăzut. Și atunci e această, că îi spunem, acoperire financiară printr-un exercițiu din ăsta. Da, acoperirea se face prin sumele date de Casa de Asigurări pe influențele salariale. Eu știu că sunteți una din puținele spitale pe care le cunosc eu care își plătește o parte din utilități singur. Utilitățile le plătim singur integral. A fost ca o convenție non-formală făcută de noi ca spital cu primăria, astfel încât banii aceștia care ar fi trebuit să fie alocați pentru utilități să meargă către investiții. Tot în spital. Tot în spital, bineînțeles. Da. Bun, acum, dacă ar fi să-l întreb pe managerul Apostai, ce nu-i place la spitalul din Târgu Neamț? Ce nu-mi place la spitalul din Târgu Neamț? Că se mișcă lucrurile atât de repede cât aș vrea eu. În ce sens? În sensul în care spitalul, ca și clădire principală, are o vechime de 167 de ani. Împreună cu domnul primar ne-am deplasat la București de nenumărate ori, în vederea unui proiect de reabilitare în totalitate a clădirii cu această vechime. Pavilionul central. Pavilionul central. Acest pavilion central, prin investițiile primăriei, s-a realizat schimbarea acoperișului. De asemenea, s-a realizat schimbarea în întregime a tâmplăriei exterioare. Dar mai sunt necesare investiții în ceea ce privește modernizarea saloanelor, dotarea acestor saloane cu toalete proprii. Și probabil și întărirea clădirii în sine după atâția. Clădirea ca și infrastructură este o clădire destul de rezistentă, având pereți foarte groși, de aproximativ 80-100 de centimetri. Asta pune probleme inclusiv la încălzire, probabil. Din punct de vedere al încălzirii, instalația termică a fost schimbată anterior, iar acum a fost modernizată pe cât se poate de bine, având în vedere și schimbarea în totalitate a tâmplăriei exterioare, care nu mai permite pătrunderea curentului și aerului rece din exterior. Și astfel, temperatura ambientală este aproape de cea... Normală. Nu doar normală, cât de cea... Propice. Propice îngrijirii pacienților. Am înțeles. Deci aici este marea bubă, nu? Cu acest pavilion central care ar trebui să fie modernizat și trebuie plănuiesc foarte mulți bani. Da, proiectul pe care împreună cu domnul primar l-am depus la Compania Națională de Investiții se ridică la aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. O sumă. Este o sumă consistentă, dar care ar putea aduce și pavilionul central la un nivel de confort asemănător cu celelalte clădiri la care am reușit să realizăm aceste investiții. Nu, Apostai, la nivel de dotare cu aparatură, nu e un secret, anul trecut a fost un an bun pentru spitale, că au fost alocate sume mari, chiar foarte mari într-un locuri. Dumneavoastră cum stați, cum ați reușit să folosiți banii respectivi? La nivelul Spitalului Târgu Neamț, anul trecut au fost realizate investiții pe dotări cu aparatură de aproximativ 3,5 milioane de lei, adică aproximativ 35 de miliarde de lei vechi, bineînțeles cu sprijinul primăriei în ceea ce privește cofinanțarea obligatorie. E acea bucată de cofinanțare. Minim 10%, dar și prin faptul că primăria s-a implicat într-un proiect european de recuperare a sumelor cheltuite în ceea ce privește dotarea pe ATI și urgențe. Am reușit ca acei bani să fie recuperați. Domnul primar personal s-a deplasat împreună cu mine și cu echipa din primărie și am reușit să implementăm acel proiect până la capăt. Partea de finanțare de la minister
a venit în trei tranșe trimestriale și până la finalul anului am reușit ca acești bani să-i cheltuim foarte bine, astfel încât să dotăm cu aparatură aproape toate secțiile spitalului. Dacă ar fi acum să punctați câteva dintre aparatele pe care le-ați adus. Primul rând, la începutul anului am reușit să finalizăm o stație nouă de oxigen, care acoperă acum întregul necesar de consum în ceea ce privește oxigenul în întreg spitalul. Stația veche, nu doar că era veche, dar era și subdimensionată. Explicați un pic ce înseamnă stație de oxigen pentru un spital. Deci o stație de oxigen pentru un spital este absolut necesară. E vitală, nu? E vitală, absolut, deoarece fără această stație de oxigen nu putem opera în salele de operații, nu putem să... Adică să nu creadă cineva că este un loc în care te duci și, nu știu, te oxigenezi. Stația de oxigen livrează oxigen atât în salele de operații, cât și în saloane. Unde sunt bolnavi... Care au nevoie de o suplimentare a aerului respirat, în sensul în care crește în acest fel fracția de oxigen în aerul respirat, astfel pacienții să ajungă să suporte cât mai bine situațiile patologice în care se află. Am înțeles. Deci stația de oxigen. Altceva? În plus, am reușit să achiziționăm un nou aparat de radiologie care urmează a fi pus în funcțiune. De asemenea, am dotat saloanele de terapie intensivă cu paturi noi, moderne, cu monitoare de funcții vitale. Am reușit să cumpărăm ecografe pentru secțiile de obstetrică, ginecologie și pentru laboratorul de radiologie. Avem de asemenea aparatură modernă în compartimentul de primiri urgențe. Am reușit să dotăm acest compartiment cu aparatură nouă în ceea ce privește monitorizarea pacienților, livrarea oxigenului sub formă de pur și simplu oxigenare directă prin măști sau supliment de oxigen, dar și cu un aparat de ventilație mecanică pentru pacienții care necesită ulterior transfer sau care se află într-o situație deosebit de gravă pentru terapie intensivă. În multe spitale se vorbește și foarte des despre externalizare de servicii. Pornind de la cantină sau alt gen de servicii. A dumneavoastră, care la e situația? Noi, în ceea ce privește servirea mesei, aceasta se face cu personalul propriu, iar mâncarea este realizată la bucătărie. Bucătăria a fost modernizată, a fost schimbat acoperișul, a fost igienizată în totalitate, a fost schimbată tâmplăria exterioară. În plus, personalul care deservește bucătăria de-a lungul timpului a fost reînnoit. Avem și asistenți de dieticieni, avem și medici care se ocupă de meniurile pacienților și eu cred că mâncarea la Spitalul Târgu Neamț este o mâncare foarte bună. Acum, știu că nu cadrează foarte bine să spui despre când te referi la un spital, dar viitorul pentru spitalul din Târgu Neamț sună bine? Sau se vede bine? Eu cred că implicarea factorilor locali și în special a domnului primar a ridicat nivelul de îngrijire în cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Neamț, atât prin dotări, cât și prin ceea ce înseamnă personal nou. Mai avem medici noi la secția de chirurgie, avem un medic nou la secția de recuperare, în cadrul secției de reumatologie, este un medic venit și la radiologie nou, avem medici la cardiologie, în ultimii 2 ani au venit 2 medici, chiar astăzi un medic și-a început activitatea. Chiar astăzi? Chiar astăzi, da. A avut examen în urmă cu 2 săptămâni și astăzi a început activitatea un cardiolog nou în Spitalul Târgu Neamț. Avem 2 chirurgi noi, avem în continuare medici care sunt în formare pe rezidențiat și pot să mă laud că avem 17 medici rezidenți, din care 15 sunt din Târgu Neamț și doresc ca pe viitor să vină în Spitalul Târgu Neamț. Da, în condițiile în care salarizarea a devenit atractivă și ei sunt din Târgu Neamț, aproape firesc ar veni să lucreze aici. În ultima perioadă, în afara salarizării și condițiile de muncă îmbunătățite, determină o atractibilitate mai mare a medicilor tineri către Spitalul Târgu Neamț. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această primă emisiune. Sigur ne vom mai întâlni pe parcursul altor emisiuni. Vrem
să facem măcar o dată pe săptămână emisiuni la Târgu Neamț, mai multe, pentru că este un oraș important și spitalul este unul din punctele importante din viața acestei comunități. Vă mulțumim, vă dorim multă baftă și să ne vedem sănătoși. Mulțumesc, doamnă, să ne vedem. Păi, e o urare pe care o fac medicii, anume multă sănătate, dar dacă avem foarte multă sănătate, atunci obiectul muncii noastre dispare. Asta nu înseamnă că ne dorim ca pacienții să fie din ce în ce mai bolnavi. Din contră, dorim să fie sănătoși. Ocazie cu care le doresc, fiind acum începutul primăverii, multă sănătate, o primăvară frumoasă și fără răcel, fără gripă, fără răcel. Da, vă mulțumesc și continuăm. Revenim și continuăm. Mulțumesc! Am revenit în direct aici la Târgu Neamț, după administrație, după învățământ, după sănătate, puțină cultură, la Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț, despre zilele Ion Creangă, împreună cu directorul acestei instituții, doamna Cristina Cosma. Bună ziua, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. La noi acasă, bună ziua, bine ați venit și mă bucur să vă avem alături. Mulțumesc pentru găzduire, în primul rând. Cu mare drag. Pentru înțelegere, că noi când venim mai bulversăm așa lucruri. Sunt de ce formă. Dar am zis că e frumos să discutăm despre zilele Ion Creangă cu dumneavoastră, pentru că sunteți volens, nolens, în centrul miezul, tuturor evenimentelor. Deci ce a însemnat anul acesta, ce a însemnat anul acesta zilele Ion Creangă pentru comunitate? Păi, noi pot spune că suntem privilegiați, pentru că Ion Creangă s-a născut aici pe meleagurile noastre și atunci este o datorie a noastră să desfășurăm ample manifestări dedicate vieții și operei marelui scriitor. Mai ales că anul acesta este și o ediție aniversară, rotundă, nu? Da, am sărbătorit în acest an ediția cu numărul 50 a zilelor Ion Creangă, deci de 50 de ani aici în Casa Culturii s-au desfășurat an de an activități dedicate personalității. O Casa Culturii care, recunosc, arată bine, nu mă așteptam să arate așa. A fost renovată, s-au finalizat, a început în 2012, în 2014 cred că s-au finalizat lucrările de renovare. Aveți un spațiu atractiv, ce ați făcut? Potrivit pentru desfășurarea. Ce s-a întâmplat zilele acestea? S-au întâmplat multe lucruri frumoase. Noi am început activitățile pe 28 februarie cu un concurs de creație literară, Ion Creangă, desfășurat în acest an pe două categorii de vârste, pentru elevi de gimnaziu și pentru elevi de liceu. Concursul s-a desfășurat la Colegiul Național Ștefan cel Mare. S-au înscris mulți copii, peste 25, am înțeles din cele... E mare lucru. Da. Deci încercăm să descoperim copii talentați, să-i promovăm, care au talentul ăsta de a scrie, de a compune, de a... Și s-a finalizat. Astăzi am avut premierea copiilor. Au fost trei premii pentru gimnaziu, trei premii pentru liceu, pentru elevi și diplomele de participare și, bineînțeles, și un dulce și tot ce a fost pentru copii pregătit. Da, deci nimeni nu a plecat cu mâna goală. Am înțeles. Da. Și?
Și ziua cea mai plină a fost de mărțișor, de 1 martie, ieri, duminică, am avut o zi absolut superbă și soare, chiar la Casa Memorială Ion Creangă a început deschiderea oficială, să zicem, a manifestărilor dedicate scriitorului. Spuneam că soarele ne încălzește așa de frumos astăzi, cred că Ion Creangă acolo de sus este mulțumit de ceea ce se întâmplă în casa lui. Dacă ar fi să alegeți un moment reprezentativ, care ar fi acesta? Sincer, pentru că am muncit la toate momentele, mi se par toate reprezentative. Și haideți, pe scurt, vă spun așa. La Casa Memorială am avut decernarea unui premiu deosebit. Consiliul Județean Neamț cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Primăria Târgu Neamț și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași cu filiala Piatra Neamț. Este a patra ediție când decernează un premiu pentru un scriitor de marcă din România, care este recunoscut și în țară și în străinătate prin tot ceea ce scrie. Și scrie despre Ion Creangă. Și au fost trei câștigători, cele trei ediții. Anul acesta a câștigat scriitorul Dan Stanca. Și din partea primăriei Târgu Neamț ne-am oferit un trofeu care a reprezentat o statuietă frumoasă realizată de un sculptor de aici din zonă. Și tradiția este să oferim o plachetă de cetățean de onoare câștigătorului de anul trecut. Deci asta a fost momentul și un moment foarte frumos, emoționant, când au vorbit frumos toți invitații acolo la Bojdeuca, de fapt la Casa Memorială. Bojdeuca, îmi place cum sună, da. Și am avut și un scurt moment artistic, un grup urmașii lui Ștefan Vodă, un grup vocal coordonat de Ionela Brănișteanu, solistă de muzică populară, colaboratoarea Casei Culturii. Poate într-o zi aici și în direct. Cu mare drag, da. Ar fi foarte frumos. Da, aveam foarte mulți copii talentați care merită promovați. Dumneavoastră îi aduceți și noi îi promovăm. E perfect. Vom face. Să vedem ce s-a mai întâmplat. Iar după amiază, iarăși, a fost momentul de suflet, cred că al întregii manifestări. Am început cu o activitate numită Oameni de Poveste. Este o activitate inițiată de Fundația Culturală Ion Creangă și doamna inspector Elena Preda a spus niște povești extraordinar de emoționante. Toată lumea a primit cu bucurie aceste povești, multe dintre ele necunoscându-le, despre oameni care au plecat din Târgu Neamț și au făcut poveste în alte țări. Și sunt un exemplu. Avem și noi o contribuție aici a Mesagerului de Neamț. Am înțeles. Câțiva dintre ei au fost sugerați, poate, nu? Sau... Nu, am scris despre ei. Sau ați scris despre ei. De exemplu, acel om care face obstacole de călărie pentru regii... Mihai Simion. A fost promovat de Mesagerul și mă bucur că povestea lui a ajuns. Da. La fel și emoționant. Un domn care e polițist, parcă prin Londra. În Londra. Cristian sau Cristian Angel. Da. Și el a fost promovat de Mesagerul și povestea lui a ajuns aici. De aceea m-aș bucura să putem promova cât mai mulți oameni care fac ceva. Și care fac ceva și sunt un model pentru comunitatea și din care au plecat. Și pentru mine că aceste nume se regăsesc în în oamenii noștri de poveste. Da, nu? Este senzațional când se întâmplă așa. Ediția asta a patra, probabil că a fost puțin dedicată oamenilor din afara țării, care reprezintă ceva pentru noi sau care au plecat de aici. Haideți să fim justiți. Foarte mulți oameni sunt în afara țării acum și suntem țara cu comunități atât de puternice în străinătate, încât iată mă întreb dacă nu cumva noi suntem etalonul Uniunii Europene. Știți? Te duci acum, găsești români. Așa este, cu povești frumoase. Alți oameni de poveste au fost decernat un titlu pentru familia Capuano. Francesco este un italian care locuiește în Târgu Neamț de mulți ani și a avut o contribuție frumoasă prin
activitatea dumnealui și voluntariat ce a făcut pentru orașul nostru. La un moment dat a sprijinit și echipa managerială în primărie cu idei și cu soluții. Cunoașteți, da. Da, deci un om deosebit. Cunoscut prin activitatea pe care o are. Da. Și cu donații pentru anumite instituții. Tatăl a făcut. Tatăl domniei sale a făcut multe împreună. Donații. Cred, da, tatăl mai sale aveți dreptate. Donații, da, dar împreună. A scris da. La mesagerul. Bine, da. Nu făcea donații dacă nu era corect. El său da. Aclimatizat. Exact, adică, da. Mai ales că s-a îndrăgostit și s-a căsătorit la Târgu Neamț și are o familie frumoasă. Da. Da. Un om de poveste. Cum deci, spuneam eu, da. Uniunea Europeană exact. Da. Și cu femei frumoase și cu... Da. Trimitem oameni acolo. Da, și, da, și o altă Capă persoană. Este și vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț. Deci o persoană implicată. Implicată în tot ce se întâmplă. Da, da, și un exemplu. Și o persoană foarte dragă nouă, scriitorul Aurelian Silvestru de la Chișinău, a fost un om de poveste prin tot ceea ce scrie și prin colaborarea care o avem și la zilele Creangă. Și dacă tot am ajuns la vorba de Chișinău, în paralel sau împreună cu, cu zilele Creangă ale noastre, există un festival care și la ei au o ediție în acest an aniversare, ediția 10-a, este festivalul Zilele Creangă. Deci de 10 ani se desfășoară acest festival itinerant, adică Chișinău, Iași, Târgu Neamț și Pipirig. Foarte frumos! Da, și am avut deci, bucuria de a avea delegația de la Chișinău cu scriitori, cu oameni de la televiziunea Radio Moldova, redactori care au fost și sunt încă în oraș. Astăzi am încheiat o altă activitate aici. Mă bucur! Da. Și am încheiat cu oamenii de poveste, am încheiat cu un concert superb. Adică după ce am creat emoția aceea cu poveștile, am avut un concert extraordinar de frumos. Clara Topliceanu, soprană, născută tot aici pe meleagurile noastre, absolventă și a Conservatorului de Muzică din București, dar și a Facultății de Drept, dar nu poate să lase nicio profesie, nici alta, așa că le îmbină pe amândouă. De asta spuneam și eu că este un alt om de poveste. Da, ne-a interpretat niște canțonete și niște cântece absolut superbe cu vocea ei încântătoare și am încheiat cu un recital al quartetului Carism din Iași, un quartet de fapt într-o formulă nouă. Un proiect al lor se numesc Urban Strings Project, cântă piese de actualitate. Deci pe lângă cei patru instrumentiști din quartet, mai au și un toboșar și un basist și au făcut un concert extraordinar ieri seară. Se poate. Da, minunat. Deci se poate și așa. Da. Da. Iar astăzi ce s-a mai întâmplat? Astăzi am avut o scurtă conferință susținută de scriitorul Daniel Corbu despre Ion Creangă, actualitatea operei. Am vorbit puțin așa, cât pentru de actual cei, poate și am avut elevi mai mult. Pentru cei care nu știu, Daniel Corbu, pentru că este un poet de succes, a fost, nu mai știu dacă mai este acum, custode. Da, la Iași, la Țicău. La Bojdeoca din Țicău, da, dar pentru cei care nu-și mai aduc aminte sau pentru cei mai tineri care nu știu, Daniel Corbu a plecat de aici, de la Casa absolut, de Cultură. Absolut, da. Da, da. El are o poveste, este are și o poveste. El un om de poveste. Exact. Da, adevărul că aici, la Casa Culturii, se perindă de obicei oameni de poveste, da. Da, deci el chiar poate vorbi despre Ion da. Corbu pentru că a stat acolo în Bojdeuca, exact. În Țicău și prin da. Natura da. Lucrurilor este impregnat, ca exact. Să spun așa. Da. După care au urmat niște prezentări de carte ale scriitorilor din Chișinău. Da, a venit Aurelian Silvestru cu cărți, cu scriitorul Iulian Filip, foarte talentat scriitor, și cu Ianoș Țurcanu. Iar de la noi, doamna preoteasă Olga Creangă-Caia și cu domnul profesor, scriitorul Gheorghe Simon. Au prezentat foarte pe scurt din cărțile lor și le-au vorbit Simon, foarte frumos. Da. O personalitate, cu adevărat o personalitate, așa este. Care
după și de o modestie extraordinară. Nu este de ajuns de bine promovat da. Și apreciat. Așa este. Este un om deosebit care a ajuns la maturitate de plină în opera da. Sa. Da. Și el va fi descoperit de critici mai mult, mai târziu. Așa este, deci se întâmplă de multe ori. Deosebit, îl salutăm da. Cu această exact. Ocazie. Exact, și dorim multă sănătate. Pentru că chiar este un adevărat filon de înțelepciune. Da. Da. Delegația de la Chișinău pleacă la Pipirin, că e itinerant, se duc acolo, mâine vor pleca după o vizită la Casa Memorială Ion Creangă. Și cu asta vom încheia, deci, ediția reușită, da, sunt foarte bucuroasă, mulțumită cum a ieșit, da. Noi vă mulțumim pentru toate cele spuse, sperăm să colaborăm foarte bine în continuare, aduceți tineri talentați, aduceți tot ce credeți că este și noi încercăm să promovăm. Da, vă mulțumim pentru găzduire, vă mulțumim pentru aceste cuvinte, oameni buni, ne oprim aici. Credem că a fost de ajuns pentru prima emisiune. Cele bune! Mulțumesc! Un luceafăr și un creangă au scris domnul de azi.